Noi ne apropiem de o perioadă care în creștinătate e umplută de luminițe și de tot felul de urări. Și nu o să spun nimica despre ceea ce face lumea și obiceiurile și tradițiile. Ce vreau să spun însă este că noi credincioși n-ar trebui să fim furați în un fel de lucrurile acestea și să uităm ce este cu adevărat important. Și zic lucrul acesta mai cu seamă că de ani de zile fiecare dintre noi probabil am ascultat și direct și, nu știu, pe internet sau în altă parte tot felul de mesaje despre despre lucruri care au de a face cu sărbătorile astea, cum le numesc cu oamenii. Și multe din mesajele astea sunt un fel de sfaturi, fii ca Iosif, fii ca Maria, fii ca... Și nu sunt rele, dacă stai și te gândești, nu? Și la Europa FM ascultam și zicea, de Crăciun fii mai bun. Nu e rău. Nu, dacă de Crăciun ești mai bun, deși de Crăciun omul nu e chiar mai bun. Dacă o tăia porcul și o scos vinul, nu știu cât de bun o să fie, da? Au și treabă ăștia de la smurți și așa mai departe. Cum ziceam, cred că este datoria noastră a credincioșilor care stăm cu Scriptura în mână să, într-un fel, să ne vaccinăm așa dinainte și să ne gândim serios la ce a însemnat venirea Domnului Iisus Hristos în lume. Nu vi se pare ciudat, de exemplu, ca astăzi să spun ceva despre nașterea Domnului? Noi am izolat nașterea Domnului undeva la 2 zile pe an și în restul anului nu mai trebuie să pomenești despre întruparea Domnului Iisus. Nu știu dacă asta nu e lucrarea diavolului. Deci el zice, las că vă dau o sărbătoare pe an, tot anul pomeniți despre ce vreți voi, dar numai o dată pe an ziceți de întruparea Domnului, că restul anului nu prea contează. Nici lucrul ăsta nu-i cum trebuie, nu? Întruparea Domnului Iisus este întruparea lui Dumnezeu, da? Fiul lui Dumnezeu. Și este ceea ce ne-a adus nouă până la urma urmei mântuirea. Așa că o să spun câteva cuvinte în dimineața aceasta din Matei capitolul 1, de la versetul 18 până la versetul 25, aproape că știm pe de rost pasajul acesta, este atât de cunoscut. Acest pasaj vorbește despre nașterea Domnului Iisus și spre deosebire de cei care pictează sau fac filmulețe sau fac chiar și prin capitalele țărilor europene, fac tot felul de ritualuri din astea, pun oies, le pun paie, pun niște boi din ăștia, din carton sau din ce se iei acolo, fac imagini de felul acesta și într-un fel parcă încearcă să ne stârnească mila. Uite un prunc care e într-o iesle, care e încălzit de boi și ai cu toții acum să-i plângem de milă. Dacă citiți evangheliile, nu veți găsi nici măcar un evanghelist care să ne, nu știu, să ne încurajeze, să ne stimuleze, să ne creioneze într-un fel situațiile alea ca nouă să ne fie milă că el era în paie. Nu asta este preocuparea lor. Dar care e preocuparea lor? Dacă nu-i preocupare, și dacă nu-i preocuparea asta lor, de ce avem noi, nu, o grămadă de colinzi și de cântări în care cântăm pruncului în iesle, cât de frigul este lui și așa mai departe. Toate lucrurile astea. Evangheliștii nu au preocupare să ne descrie lucrurile astea. Întrebarea e care e preocuparea lor. Și aș vrea să vă sugerez în dimineața aceasta un aspect pe care să-l luați, să-l meditați, să vă gândiți la el, să-l măcinați așa. Nu doar acum, ci mai mult timp. Cred că preocuparea evanghelistului Matei, cel puțin, a fost să demonstreze că nașterea din Fecioară este un eveniment istoric real. De ce? Pentru că dacă citiți cu mult timp înainte de Domnul Iisus Hristos, au existat mituri grecești care vorbeau despre naștere din Fecioară. Și în perioada în care noi trăim sunt unii care și-au făcut un scop din asta, să spună, a, pe ce, creștinii credeți că au venit ei cu invenția asta, cu nașterea din Fecioară? Nu, au fost și alții înainte care au spus mituri din astea. Și adevărul este că au fost mituri înainte, mituri grecești. Au scris oameni, poeți, au scris aiurel,
că zeul cu tare sau zeița cu tare a născut, ea era fecioară și a născut pe nu știu cine. Și ăla a ajuns nu știu ce. Și zic, vezi creștinii ce-au făcut? S-au dus la greci, au luat o poveste, au modificat-o puțin și iată că a venit cu nașterea din fecioară. Dragii mei, dacă Domnul Iisus nu s-a născut din fecioară, înseamnă că Domnul Iisus Hristos a fost un om ca ceilalți oameni, născut în păcatele lui. Corect sau nu? Dacă el s-a născut, cum se naște orice om, da? Din relația unui bărbat cu o femeie, Domnul Iisus a fost un om ca orice alt om, el a avut păcat, el n-a făcut ispășire pentru păcatele noastre și noi toți suntem în păcatele noastre și toată povestea cu crucea este o falsitate. Vedeți ce importantă este nașterea din fecioare? Deci nașterea din fecioare n-a fost scrisă să ne stimuleze nouă niște sentimente din astea evlavioase că Domnul Iisus stătea într-o iesle. Nu, el a scris lucrurile acestea ca să ofere o temelie a lucrării de mântuire. Asta era miza. De asta începe în felul acesta. Nu începe în felul acesta, zice el, păi cu ce să încep? Păi cu nașterea, cu ce să încep altceva? Nu cu începutul lui. Nu de asta începe așa. Ci pentru că nimic nu are rost dacă el nu s-a născut din fecioară, nu? Să presupunem că Domnul Iisus a făcut minuni. Să presupunem că el a scos dragi. Să presupunem că el a fost ca a oprit marea. Nu putea Dumnezeu să dea puterea asta unui profet? Păi sigur că putea. Ăsta a fost lucru specific, diferit în viața Domnului Iisus de toți ceilalți profeți, că a scos dragi, că a făcut minuni? Ăsta a fost lucru diferit și esențial? Nu acesta a fost lucru, ci moartea lui ispășitoare, substitutivă în locul nostru pe cruce. Ăsta a fost lucru specific. Dar moartea lui pe cruce este o moarte ispășitoare dacă el n-a fost un om fără păcat? Nu este. Un om cu păcatul lui care se duce și moare pe cruce și spune eu sunt mântuitorul lumii. Îi el mântuitorul lumii? Nu este. Pentru că el e născut în păcat și el nu poate nici măcar să-și ispășească propriile lui păcate. Dar aminte ale altora. Deci miza acesta este. Și aș mai spune un aspect. Un alt lucru care este miză foarte importantă, ne ducem la Geneza, să știți, Matei, capitolul 1, se potrivește foarte bine cu Geneza. În felul următor. În Geneza, Dumnezeu locuiește cu omul, se plimbă cu omul răcoarea zilei. Este o pace, o desăvârșire, o bucurie deosebită. N-avem cuvinte să o descriem și niciunul dintre noi nu am experimentat ce a experimentat Adam cu Eva acolo. Da? Omul cade în păcat și Dumnezeu îl scoate afară. Însă, planul lui Dumnezeu de a locui cu omul nu a încetat, corect? Motiv pentru care, vedeți că încetul se dezvoltă pe Scriptură o învățătură care ajunge tot mai largă spre final. Și anume că Dumnezeu vrea să locuiască cu omul. Și sunt niște oameni care construiesc un altar. Îl vezi pe Iacov că și el face un altar și zice aici este casa lui Dumnezeu. Păi nu era nicio casă încă, da? Apoi vezi cu cortul întâlnirii, apoi cu templul și tot așa. Vezi dezvoltându-se o teologie că Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul poporului său. Dar chiar și la templu și la cort, Dumnezeu într-un fel l-au izolat într-un spațiu sacru acolo, închis între niște pereți. De ce? Că dacă s-ar manifesta Dumnezeu liber în popor, ce făcea? Păi făcea ce a făcut în poporul Israel. Omora între ei, că ei trăiau în păcat, erau nenorociți. Și când vine Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus zice la un moment dat o vorbă pe care oamenii nu o înțeleg motiv, și găsesc motiv în vorbele alea ca să îl acuze. Zice, dărâmați templul acesta și eu îl voi zidi în 3 zile. Și zice, au, să dărâme templul nostru, faima noastră în lume care e legată de templul ăsta. Revoluționarul acesta a venit să ne distrugă templul. N-avea Domnul nicio treabă cu templul lor. Deși a pronunțat judecat asupra acelui templu fizic, că într-o generație va fi ras de pe fața pământului, ce s-a întâmplat în anul 70? Ce s-a întâmplat? El vorbea, zice, de templu trupului său. Așadar, atunci când vine Domnul Iisus pe pământ, vine însăși prezența lui Dumnezeu cum niciodată nu s-a manifestat pe pământ. Nu mai este prezența lui Dumnezeu izolată într-un cort, acolo, deasupra capacului ispășirii. Nu mai este prezența lui Dumnezeu în templu acela faimos. Ci este prezența lui Dumnezeu în carne și oase. A mai fost vreodată? N-a mai fost niciodată pe pământ în felul acesta. Au fost teofanii, apariția lui Dumnezeu, prin anumiți apariții prin ființe omenești. Păreau ființe omenești, dar n-a mai fost niciodată întrupat în felul acesta. De asta spune Matei aici, i-au pus numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă? Dumnezeu. Noi suntem așa de obișnuiți cu versetele astea, nu?
Deci miza nașterii din fecioară asta este. Că dacă Domnul Iisus nu s-a născut din fecioară, Dumnezeu nu este cu noi dacă nu s-a născut din fecioară. Încă nu este cu noi. Încă este manifestat cum era în Vechiul Testament. Vedeți așadar că importanța unui asemenea pasaj este crucială. Și cred că Matei scrie într-un fel așa ca un apologet, ca un apărător a creștinismului, mai ales că era evreu și scrie o evanghelie pentru evrei, el dă dovezi aici că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum scrie aici. Vreau să înțelegeți șocul pe care l-a trăit Iosif, de exemplu, cu Maria. Crezi că pentru ea a fost un șoc? Deci când Maria rămâne însărcinată și descoperă îngerul că ea este însărcinată de la Duhul Sfânt, ce crezi că atitudinea a avut Maria? Yes! Când o să le spun la oameni pe aici, toată lumea o să zică ce? No! N-a fost, noi știm că n-a fost așa, nu? Dacă ar veni astăzi, ceea ce e imposibil, dacă ar veni o fată astăzi și ar spune, eu am rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, ce îi spune? Bă, asta ori e o mincinoasă, ori e stricată de cap. Nici o ființă normală n-ar putea să se mai ducă astăzi să spună cuiva o asemenea aberație. Nu, nimeni n-ar credea așa ceva. Crezi că au crezut atunci oamenii aia nu știau cum să facă copii? Nu au crezut. Nu au crezut. Motiv pentru care Duhul Sfânt îl inspiră pe Matei să scrie istoria și să aducă dovezi că lucrurile s-au întâmplat în felul acesta. Pentru că, repet, dacă nu s-au întâmplat în felul acesta, ce căutăm noi aici? Că prezența noastră aici este legată de acest prunc care s-a născut atunci, care a crescut mare, care a murit, care a înviat, care s-a înălțat, care stă la dreapta lui Dumnezeu, care a trimis Duhul Sfânt, care a înființat o biserică, care e răspândită pe toată planeta. Vă dați seama ce dimensiuni planetare are impostura asta dacă nu e adevărat? Vă dați seama, dacă nu e adevărat ce scrie aici, ce dimensiuni planetare are această falsitate a creștinismului? Care tot creștinismul stă în această întrebare. A fost sau nu a fost Domnul Iisus fără păcat? A fost sau nu a fost născut Domnul Iisus Hristos din fecioară? Dacă nu s-a născut din fecioară, s-a născut în păcat. Dacă s-a născut în păcat, n-a făcut ispășire. Dacă n-a făcut ispășire, totul este o fraudă. Da sau nu? Vedeți, câteva versete aici listate sunt de o importanță crucială, monumentală. Monumentală pentru toată istoria creștinismului. Și haideți să vedem cum argumentează Matei că Domnul Iisus Hristos s-a născut din fecioară. Și el zice așa, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, așa cum, cum zice el mai jos. Deci el asta vrea să-ți spună. El nu vrea să-ți spună să te facă să plângi că-ți imaginezi tu pe Domnul Iisus în iesle. El nu vrea să te facă să mănânci portocale și zice, în timp ce mănânc portocale mă gândesc la Mântuitorul. Nu asta vrea el. Da? Sau el nu vrea să te duci la brăduș și să spui, când văd brăduțul ăsta cu cadourile de desubt, mă gândesc cum Domnul Iisus a primit și el cadouri de la magi. Nu asta vrea el. A fost așa cum. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. De ce spune el lucrul acesta? Pentru același motiv pe care l-am menționat mai înainte. Pentru a autentifica că relația în care se aflau oamenii ăștia doi nu era o relație de căsătorie. Ei nu locuiau împreună, că spune, era logodită. Asta era starea relației lor. Și înainte ca să locuiască ei împreună, în cultura evreiască, nu puteai tu să te duci acasă la prietena ta, cum e astăzi, și să stai acolo vreo două nopți. Și să nimeni să nu zică nimica. Nu, acolo oamenii știau, aveau părinți, toți erau atenți, erau supravegheați acolo. Nu făceau de capul lor așa. Deci el relatează ceva și dacă vroiai, du-te și întreabă și verifică că lucrurile sunt așa. Iosif cu Maria erau logodiți, nu erau căsătoriți. Și Iosif cu Maria nu locuiau ei împreună. În perioada de logodnă, bărbatul avea responsabilitatea să pregătească o casă în care să locuiască împreună cu logodnica lui. O casă în care după aceea să crească prunci și așa mai departe. Deci ăsta e primul lucru. Ea s-a aflat însărcinată de Duhul Sfânt. În perioada asta, când ea nu locuia cu el. Al doilea lucru pe care îl spune este că Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Deci el scoate din calcul faptul că Iosif era tatăl natural al Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că el era un om neprihănit. Caracterul acestui om nu îi permitea să facă un asemenea lucru. Și următorul lucru pe care îl spunea, al treilea lucru, zice că nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Foarte mulți oameni au o problemă cu versetul acesta, pentru că zic, mă, ce
bărbat e ăsta? Asumă-ți, mă! Ok, nu știi care e situația, că încă nu știa. Dar asumă-ți și tu ca un bărbat adevărat, asumă-ți tragedia asta. Problema era alta. Problema era că dacă Iosif ieșea public cu cazul acesta al Mariei, nimeni n-ar fi crezut-o că a zămislit de la Duhul Sfânt. Și ce făceau cu curvarii sau cu curvele? Le omorau! Le omorau! Iosif nu din lașitate vrea să o lase pe ascuns. Nu din lașitate, ci pentru a o păra pe ea. Aici e caracter. Pentru a o păra pe ea. Da? Și ce credeți că ar fi spus lumea de Iosif când Iosif își lasă logodnica pe ascuns fără să dea nicio explicație? Ce ar fi spus de el? Că el îi tatăl. Deci omul ăsta nu doar că o apără pe ea, își asumă toată situația asta. Deși nu se știa, el nu știa nimic din ce se întâmplă acolo. Foarte important lucrul acesta. Deci nu doar caracterul lui Iosif, ci și planul pe care îl are el dovedește că omul acesta era curat. El nu era tatăl natural al Domnului Iisus. Versetul 20. Pe când se gândea el aceste lucruri? Deci omul ăsta căuta o situație, căuta cea mai bună variantă pentru situația aia critică. Și interesant, Dumnezeu îl lasă să frământe. Dumnezeu îl lasă să frământe. Pe când se gândea, pe când se frământa el aceste lucruri. Asta trebuie să citim în aceste cuvinte. Că nu se gândea el așa și făcea matematică. Ce fac? O las? Nu o las? Cum o las? Nu. Omul se frământa, era tulburat de situația în care se afla. Nu? Cum ar fi să aștepți o fată și pe aia te trezești? Era frământat omul. I s-a arătat un vis, în vis un înger al Domnului. Precizarea aceasta pe care o face Matei, că i s-a arătat în vis, că i s-a arătat un înger al Domnului, este importantă pentru că acesta era modul obișnuit al lui Dumnezeu de a se revela în Vechiul Testament. El se revela prin vise. El își trimitea îngerii în vedenii și vorbea oamenilor. Deci Matei scrie și Dumnezeu lucrează în felul acesta pentru ca evreii să se poată conecta cu povestea asta, cu istoria aceasta. Mă, Dumnezeu le-a vorbit ăstora exact cum ne vorbea el nou, cum a vorbit el în vechime. Dar a fost o pauză în care Dumnezeu nu a mai vorbit. Ca să facă noua revelație să fie un șoc pentru evrei. Canonul Scripturii era încheiat. Nu mai erau, erau câțiva oameni credincioși. Dar nu mai erau profeți ca în vechime. Care veneau și revelau voia lui Dumnezeu. Și după ei se scria o carte din Scriptură. Și este un șoc acum noua revelație. Dumnezeu trimite un înger într-un vis ca să vorbească acestui bărbat. Deci și acest aspect dovedește, da, că este Dumnezeu care lucrează aici. Și o altă expresie importantă aici este modul în care îi se adresează lui Iosif. Iosife, fiul lui David. Vă aduceți aminte că sunt câteva cazuri în Noul Testament când sunt bolnavi care strică după Domnul Iisus? Iisuse, fiul lui David. Deși Domnul Iisus nu vine pe linie naturală, pe linie naturală din Iosif la David, ci prin Maria vine din David, totuși tatăl pentru un evreu era foarte important. Gândiți-vă de exemplu când atunci când murea bărbatul unei femei și fratele bărbatului mor trebuia să o ia pe ea, da? Știți legea respectivă, da? Avea drept de răscumpărare, cartea Rut, știți povestea? Trebuia să o ia. Primul copil pe care îl năștea purta numele lui fratesu. Dar ăla nu era din fratesu. Cum să poarte numele lui fratesu dacă nu era din fratesu? Așa era legea în Israel. Deci pentru ei funcționa principiul acesta reprezentării. Da? El îl reprezenta pentru primul băiat pe fratele lui, ca să-i poarte sămânța fratelui lui. Dar practic copilul ăla nu venea din fratele lui, ci venea din el. Dar pentru evrei, că mulți zic, păi ce rost are că să zic aici că Iosif fiul lui David, dar bun, era important dacă Iosif era tata natural al lui Domnului Iisus, ca să-i transmită, nu ADN-ul de la David. Dar la evrei, nu, Dumnezeu nu prezintă lucrurile acestea în Sfânta Scriptură, ci David îl reprezenta, da? Pe Domnul Iisus prin Iosif, care era fiul lui David. Deci și mențiunea aceasta este foarte importantă. Dumnezeu alege pe Iosif care este din David, da? Și îl numește fiul lui David. Bun, Evanghelia după Matei începe așa. Evanghelia după Matei, versetul 1, 1 cu 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David. Deci în același capitol folosește aceeași expresie referitoare la Domnul Iisus pentru a arăta că Domnul Iisus vine pe această linie genealogică a lui David. De ce trebuia să vină din David?
Pentru că Dumnezeu l-a ales pe David, el a fost împăratul după inima lui Dumnezeu, lui a făcut, el, Dumnezeu a făcut un legământ, lui a dat o grămadă de promisiuni că va fi izbăvitor și așa mai departe. David a murit, a venit Solomon care a fost un împărat extraordinar, politic, social, ce a mai fost el, și lui Dumnezeu a făcut niște promisiuni extraordinare că va locui pe scaunul de domnie în viață și așa mai departe. Citiți despre el și te întreb, măi, și David a murit și Solomon a murit, unde e împăratul ăla care va locui în viață? Care va împărăți în viață, care va izbăvi pe Israel. Unde este împăratul ăla? Că nici David, nici Solomon au fost împărații ăștia. Dumnezeu a avut în vedere pe un fiu al lui David. Pe cineva care vine din David și va aduce această mare izbăvire. Nu doar pentru Israel, ci practic pentru toată lumea. Că lumina aceasta a luminat toate neamurile. Nu? Dovadă fiind noi aici la șasa. Care suntem oarece, la o oarece distanță de Betlehem și Ierusalim și așa mai departe, nu? De asta este numit Fiul lui David. În expresia asta, Fiul lui David, este magazinată toată teologia aceea, toate promisiunile, toate legămintele date lui David. Date lui David. Că din el va veni unul care va fi adevăratul izbăvitor. Iosif, Fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Asta este revelația directă de la Dumnezeu prin îngeri în vedenie. Da? Este descoperire pe care o face Dumnezeu. Ea va naște un fiu și cred că versetul 21 ai putea să spui că este temelia întregii cărți Matei, a Evangheliei după Matei. Versetul 21. Ea va naște un fiu, îi vei pune numele Iisus, Yeshua. Este numele evreiesc Iosua, care înseamnă Dumnezeu mântuiește sau Jehova salvează. Asta înseamnă Yeshua sau Iisus. E un nume grecesc corespondent la un numele ebraic, Iosua, care înseamnă Jehova salvează, Dumnezeu salvează, Dumnezeu mântuiește. Acum, dacă te gândești la Iosua, Iosua a fost o demonstrație a faptului că Dumnezeu mântuiește, că Iosua a dus poporul lui Dumnezeu de la graniță în Canaan și a făcut marele izbăviri cu cerile în Canaan. Dar cu numele acesta Dumnezeu nu l-avea în vedere pe Iosua, ci avea în vedere pe un alt Yeshua, Iisus, Iosua, care va aduce o mântuire mai mare decât a adus Iosua. Îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Vedeți miza? Miza nu-i de Crăciun să fiu mai bun. Miza e că dacă Domnul Iisus nu s-a născut din fecioare, nu pot să fiu mai bun. Sunt nenorocit în păcatele mele. Și o să fiu distrus pentru totdeauna. Asta e miza. Miza nu se dau petarde de Crăciun și să mă bucură. Hă, anul nou! Bucurie mare. De ce? Deci noi creștini. S-au născut. Avem noi o ies, le știm noi. Nu mai tot discutăm, că le știm de atâta timp. Nu asta e miza. Miza e că el va naște un fiu, îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Versetul 21, ascultați-mă, dacă ar ști oamenii din țara asta, numai versetul 21 și l-ar crede, ar fi mântuiți. Da, orba. Numai versetul 21. Uitați ce simplu. Ia, cine ia? Maica Domnului. Mama Domnului Iisus. Maria Fecioară. Ea va naște un fiu. Și îi vei pune numele Iisus. Tatăl îi pune numele Iisus. Iosif. Pentru că el va mântui. Cine va mântui? Cine? Ai două pronume aici. Ea, care este Maica Domnului, și el, care este Domnul Iisus. Spuneți-mi dacă asta nu poate să înțeleagă și un om fără minte. Și el va mântui. Vă întreb, cine va mântui? El va mântui. Nu ea va mântui. Nu el și ea va mântui, ci el va mântui. E complicat? Spuneți-mi, e complicat? Da, e complicat deloc. Nu e complicat deloc. Zic, păi nici noi nu spunem că va mântui ea. Ci că ea nu mă ajută, nu mă mijlocește, nu mă... Unde spun astea? Unde scrise? El va mântui. Când spune că va mântui, el vorbește cu certitudine. Nu spune el va încerca să mântuiască. Nu spune el ar vrea să mântuiască. El se va chinui să mântuiască. El va face ceva. Cât ține de el să mântuiască. Ce spune? El va mântui. Este o siguranță. Vreau să înțelegem lucrul acesta. Domnul Iisus când a venit pe pământ, el a venit cu un plan bine pus la punct din veșnicie. Cartea vieții mielului junghiat, cum spune în Apocalipsa. Înainte de întemeierea lumii. Explică dacă poți.
Dar nu trebuie să explici. Trebuie să înțelegi că lucrurile au fost bine stabilite de la început și El n-a venit la încercare așa, să încerce să ne mântuiască. El a venit să mântuiască, să mântuiască, să facă mântuire. Deci aflăm cine este Mântuitorul, aflăm că mântuirea este sigură, este certă, că El va mântui și aflăm pe cine va mântui și ce se va întâmpla după mântuirea Lui. Că El va mântui pe poporul Lui. Că adevăr este că nu toți oamenii sunt mântuiți și nu toți oamenii vor fi mântuiți. Ăsta este adevărul. Dar este un lucru important de observat că Domnul Iisus a venit să creeze un popor prin mântuirea Lui. Și acest popor nou pe care îl creează Domnul Iisus prin mântuirea Lui nu este poporul Israel. Ei vor fi mântuiți, dar nu toți izraeliții sunt mântuiți, după cum Biblia ne autentifică foarte clar. El a creat un popor în care nu mai există distinția asta etnică, evrei și neamuri. Și zice că i-a împăcat împreună, Efeseni capitolul 2. I-a făcut un singur trup, i-a făcut un singur templu nou în Domnul. Și acest popor cuprinde acum oameni din orice limbă, de orice etnie, de orice neam. Da? De pe orice loc de pe pământ. El va mântui pe poporul Lui. Ăsta este poporul Lui pe care El l-a mântuit și îl mântuiește. Și îl va mântui? Cum îl va mântui? Eu aș fi foarte confuz dacă aș citi un verset de felul acesta și aici jos ar fi o notă de subsol. Știți notele de subsol, da? Notă de subsol 1 la cuvântul mântui. 1. Notă de subsol. El va mântui și cineva, Matei să completeze, va mântui dacă tu vrei să fii mântuit și dacă tu, după ce ai fost mântuit, accepti să rămâi în mântuirea asta și dacă veghezi până la capăt și dacă nu faci păcate cu voia și dacă nu faci păcate conștiente, să facă un cârnaț ăla lung cu explicații. Și de fapt va mântui? Nu prea mai înseamnă va mântui. Că ai atâtea explicații la mântuitul ăla că nu mai înseamnă mântuit. Înseamnă până la urmă că ține tot de tine. Cât te ții tu, cât veghezi tu, cât te strofoși tu, cât tu. Și nu mai mântuiește El că butoanele sunt la tine, tu ești la control acolo, da? Va mântui pentru 5 zile. După 5 zile, dacă ai făcut un păcat cu voia, asta e, te-ai pierdut, tată. Ce să faci? Asta e, nu? Va mântui pentru 20 de ani. Dar după 20 de ani, fratele Andrei nu a mai vrut să fie mântuit și și-a pierdut mântuirea. Asta este. Dar el l-a mântuit. S-a împlinit ce-a spus el. Nu e așa. El va mântui sau nu? Cât va mântui? Mă mântuie sau nu mă mântuie? Îi mântuirea mântuire sau nu? Asta este întrebarea. Și eu nu cred că vreunul care citea Evanghelia după Matei spunea va mântui, da, dar mântuirea asta e... Na, mântuiește în funcție de cum vrei și tu. Înțelegeți? Nu. Nu era așa. Oamenii înțelegeau din mântuire, mântuire. Eu asta cred. Că înțelegeau din mântuire, că e mântuire. Dar important, el spune va mântui pe poporul lui. Bun, dar dacă e mântuire, mântuire. Acum, dacă suntem mântuiți, tot aducem vorba despre lucrul acesta, despre acuzația aceasta. De ce aducem vorba despre ea? Pentru că este o acuzație frecventă și este o acuzație serioasă. Că dacă crezi în mântuirea asta deplină, desăvârșită, o să trăiești cum vrei tu. Să vă spun de ce nu o să trăiești cum vrei tu. Textul ăsta este fascinant. Că spune așa, vrem să ne uităm la cuvântul ăsta de care e foarte important. El spune, va mântui pe poporul lui? Ce era dacă spunea aici? În păcatele sale. Atunci da. Spuneai, va mântui pe poporul lui în păcatele sale. Deci în păcatele noastre acolo el ne mântuiește. Nu. El zice, va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Adică aici vorbește despre o scăpare, despre o eliberare. Evident, din punct de vedere legal înaintea lui Dumnezeu, când Domnul Iisus ne-a reprezentat pe noi și a plătit cu sângele Lui, s-a făcut o ispășire completă. Numai eu nu existam acum 2000 de ani. Eu m-am născut cândva. Am trăit și eu în păcat. Am fost și eu fiul al mâniei. Am fost și eu călăuzit de diavol. Am fost și eu al lumii acesteia. Și într-o zi Dumnezeu m-a mântuit și pe mine. Și atunci mi s-a dat această iertare deplină. Dar există o curățire continuă pe care Dumnezeu o face în noi prin Duhul Sfânt de păcatele noastre. Iertarea îi deplină, dar sfințirea aceasta este progresivă, este continuă. Și El ne mântuie nu în păcatele noastre, ci El ne mântuie de păcatele noastre. Și da, ca și credincios ar trebui să mă aștept
și să văd în viața mea și în viața fraților mei o eliberare constantă, continuă, progresivă de păcat. Doamne, nu-i posibil ca eu după 20 de ani să arăt la fel cum am fost înainte. Trebuie să vadă un urcuș în viața mea. Trebuie să vadă o ascensiune în viața mea. Că eu mă sunt înglodat în aceleași obiceiuri, în aceleași păcate, ceva nu-i cum trebuie. Ceva nu-i cum trebuie. Va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Asta este miza. Dacă întrebați în esență care este subiectul, care este scopul, care este semnificația, care este centralitatea nașterii Domnului Iisus, a întrupării, aceasta este. Ca El să vină, El zice, eu pentru aceasta am venit. Ca El să vină să mântuiască pe poporul lui de păcatele sale. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să aibă din belșug. Și El dă viața oilor sale prin moartea sa. De asta a venit Domnul Iisus Hristos. Dar Matei, pentru că scrie unor evrei, continuă cu argumentele lui și în versetul 22 ne dă un argument profetic. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice. Deci el argumentează cu Scriptura. Cu Scriptura. Nu exista Scriptura atunci a Noului Testament. A argumentat cu Scriptura Vechiului Testament. Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și am auzit unii oameni, chiar credincioși, care se întreabă și zic, dacă te uiți în Isaia 7, de unde e citat lucrul acesta, nu prea pare că e vorba despre Domnul Iisus. Ia hai să vedem. Isaia capitolul 7. Zice, citez la versetul 1. S-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Iozea, împăratul lui Iuda. Cărețin împăratul Siriei s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului ca să-l bată, dar n-a putut să-l bată. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărit în Efraim, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Atunci Domnul a zis lui Isaia, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și are Iașub, la capătul canalului de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului. Și spune, ia seama și fii liniște, nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă, din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Căci Damascul va fi capitala Siriei și Rețin va fi capitala Damascului. Și peste 65 de ani, Efraim, care se ridica împotriva lor, adică Israel, va fi nimicit și nu va mai fi un popor. Samaria va fi capitala lui Efraim și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Asta e situația. Dar Ahaz are inima tot muiată. Și Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns, ia auziți, Evlavios. Om Evlavios, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Păi dacă cereai tu de la tine, da, ispiteai pe Domnul, dar dacă Domnul te-a pus să ceri, nu o fă pe Evlaviosul. El zice, nu. Și auziți, Domnul, răspunde Domnul. Isaia a zis atunci, ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosiți pe Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. El va mânca smântână și miere până ceva știe să lepe de răul și să aleagă binele. Dar înainte ca să știe copilul să lepe de răul și să aleagă bine, țara de-a cărei doi împărați te tem tu va fi pustită. Va fi pustită. Problema știți care este? Problema este că după aceasta urmează profeții despre robia Israelului, citiți Isaia în continuare, și despre robia lui Iuda. Și atunci întrebarea care se pune este cum nașterea acestui copil? Cum nașterea acestui copil este un semn că Dumnezeu este cu Iuda? Dacă Iuda ajunge și el să se ducă în robie. Păi răspunsul este că Dumnezeu a dat salvare lui Iuda atunci, de Efraim și de împăratul ăsta.
care venea ca să-l bată. A dat atunci salvare. Și da, probabil că s-a născut atunci un copil ca semn al acestui lucru. Dar profeția nu viza izbăvirea aia momentană. Că după izbăvirea aia momentană, Iuda a ajuns în robie. Aia a fost izbăvire totală de care a avut Iuda nevoie? Nu. Profetul vorbea despre o izbăvire mai mare din viitor. Despre o izbăvire adevărată, despre o izbăvire definitivă, totală. Și nu o izbăvire despre două cozi de tăciuni, cum le numește Dumnezeu. Ci o izbăvire despre adevărata coadă de tăciune care e Satana și care prin păcat ne ține robi. De aceea, ceea ce spune Isaia prin profeția lui vizează întruparea Domnului Iisus Hristos. Dar atenție! Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Păi ce dovadă este asta că Dumnezeu e cu noi, că se naște un copil? Păi unii zic, păi că s-a împlinit semnul. Era un copil obișnuit care s-a născut atunci și s-a împlinit semnul, asta e o dovadă că Dumnezeu e cu noi. Da! Da! Este o explicație. Dar atenție! Adevărata împlinire a profeției este când copilul acela este Dumnezeu. Și i-au pus numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi, pentru că El era Dumnezeu cu ei. Adică în carne și oase. De aceea noi vorbim despre întrupare sau despre încarnare. Din nou, aceasta este miza nașterii din Fecioară. Aceste învățături. Că în sfârșit Dumnezeu a venit să locuiască între oameni. Să locuiască cu oamenii. Acesta este marele miracol. De aceea i-au pus numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Deci Dumnezeu a venit să locuiască cu oamenii. Domnul Iisus Hristos în carne și oase, fiind Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a umblat pe pământ ca Dumnezeu întrupat. Ca Dumnezeu întrupat. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și i-a pus numele, și le-a pus numele Iisus. Deci, ultimul argument al lui Matei este că ce a spus îngerul, toate direcțiile pe care le-a dat, el le-a împlinit. Și ultimul argument este, ascultați versetul 25. Îngerul nu i-a spus asta, dar el asta face. N-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și a pus numele Iisus. De ce? Foarte simplu. Ca să păstreze credibilitatea întregii situații. Ca să nu aibă el niciun fel de implicație, să nu existe nicio urmă de îndoială. Nici o umbră de îndoială asupra lucrurilor, că ele sunt exact așa cum sunt relatate în locul acesta. Și aș vrea să închei cu următorul lucru. De ce Dumnezeu trebuia să se întrupeze? De ce Dumnezeu nu putea să lucreze cum a lucrat în trecut, prin profeți, prin jertfe și așa mai departe? De ce trebuia Dumnezeu să se întrupeze? De ce trebuia El să coboare? De ce trebuia El să se limiteze în carne de om? Pentru că pasajul acesta ne arată ceea ce în istoria creștină și în teologie a fost numită Uniunea Ipostatică. Adică când această persoană, Iisus Hristos, a fost și umanitate deplină 100% și dumnezeire deplină 100%. Aceste două naturi, divină și umană, nu s-au contopit între ele, nu s-au amestecat și a devenit ceva ce noi nu ne putem explica, ci El a rămas om 100% tot timpul și a rămas Dumnezeu 100% tot timpul. Și când citești Evanghelie, parcă ești într-o confuzie. Îl vezi câteodată pe Domnul Iisus dormind. Dumnezeu nu doarme. Dumnezeu nu doarme, corect? Îl vezi câteodată pe Domnul Iisus plângând. Ascultați-mă, Dumnezeu nu plânge. Îl vezi câteodată pe Domnul Iisus Hristos în tot felul de situații omenești, pur omenești. El este om adevărat. Dar vezi câteodată pe Domnul Iisus că e pe mare și nu spune, Doamne ajută-mă să opresc marea. Nu, ci El spune, taci fără gură. Și marea se oprește instant. Acum n-a fost niciun om din ăsta. Corect? N-a mai fost niciun om din ăsta. Să spună El. Îs îndrăciții care vin în orice om demonizat, vin doi demonizați, dar care sunt demonizați adevărat. Da? Au legiuni. Ăștia n-au un drag doi. Ăștia au legiune. Și legiunea, o întreagă legiune, când îl văd pe Domnul Iisus Hristos, spune, ai venit să ne... Păi ce, un om poate să chinuiască o legiune de demoni? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Oh, deci el știe că vine o vreme?
în care Domnul Iisus Hristos, omul acesta care s-a născut într-o iesle, va pronunța judecata asupra lor. Fariseii, cărturari, încă aveau dubii. Cine e omul acesta? Nu știu ce. Demonii n-aveau niciun dubiu. Știau, când îl vedeau, simțeau puterea lui. Și vă dau încă o situație foarte interesantă. Au venit să-l prindă soldații în Ioan. Au venit să-l prindă. Au venit, cine este Iisus? Și a spus, și el a răspuns așa. Ce a zis el? Eu sunt. Ce s-a întâmplat? Toți au căzut la pământ. Du-te tu și spune cuiva. Întreabă, îl caut pe Andrei Curitor. Eu sunt. Bun, hai să dau două palme. Nu s-a întâmplat nimic. Ce? Nu s-a întâmplat nimic. Acolo este puterea lui Dumnezeu. El nu cere de la Dumnezeu putere să-i arunce pe ăștia la pământ. Nu, el nu cere putere. El doar spune, eu sunt. Cine a spus eu sunt în Sfânta Scriptură? Dumnezeu, Jehova a spus eu sunt. Și el spune de multe ori, eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt apa vieții. El spune mereu, eu sunt, eu sunt. Și ultima dată când spune eu sunt, se manifestă acea putere a lui Dumnezeu chiar aruncă pe toți la pământ. Acum, deci este clar că pasajul acesta, asta vrea să ne arate. Unii zic, prin secolul 3-4 s-au strâns preoți din tot Imperiul Roman și au inventat doctrina Uniunii Ipostatice. Adică că Dumnezeu, că Domnul Iisus era și om și Dumnezeu. Nu! Ea este aici în Matei, capitolul 1. Dumnezeu este cu noi, dar nu mai este cum era înainte, manifestându-se în tot felul de moduri. Ci Dumnezeu este cu noi acum, întrupat în carne și oase. Și Matei, capitolul 1, mi se pare fascinant pentru că este una dintre primele manifestări clare ale Dumnezeului Trinitar. Și despre Uniunea Ipostatică, că Domnul Iisus este om și Dumnezeu de plin. Și despre Sfânta Treime se spune că a fost inventată pe la nu știu ce conciliu. Ascultați-mă, n-a fost inventată la niciun conciliu. Dovadă, uitați-vă aici. Zice așa. Nașterea lui Iisus a fost așa. Ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Deci avem pe Domnul Iisus, despre care noi știm că este a doua persoană a Sfântei Treimi, care este zămislit de a treia persoană a Sfântei Treimi. Și când zice, ascultați, când zice că s-a împlinit ce a fost vestit prin prorocul versetul 23, nu spune și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Iisus este cu noi. Mesia este cu noi. Ce spune? Dumnezeu este cu noi. Deci Duhul Sfânt îl zămislește pe Domnul Iisus Hristos și spune că cine este cu noi? Nu spune nici că Duhul Sfânt este cu noi, nici că Iisus este cu noi, ci spune că este Dumnezeu cu noi. Era Iisus cu ei? Păi sigur că era Iisus cu ei. Era Duhul Sfânt cu ei? Sigur că era Duhul Sfânt cu ei. Era Dumnezeu Tatăl cu ei? Era. Aici este arătată foarte clar doctrina Sfintei Treimi. Este pentru... unii zic, păi nu există nicăieri în Biblie unde să scrie Sfânta Treime. Păi nu scrie în felul ăsta Sfânta Treime. Dar ai cum deschizi Noul Testament. Noul Testament, cum deschizi, cum ai trecut de la Vechiul Testament la Noul Testament, este prima manifestare clară a Dumnezeului Trinitar. Nu mai ai niciun dubiu. Dumnezeu Tatăl trimite pe Duhul Sfânt să-L nască pe Dumnezeu Fiul. Și când El se naște, spune, Dumnezeu este cu noi. Este clar ca bună ziua. Nu poți să ai niciun dubiu. E clar ca bună ziua. Negru pe alb, e scris aici. Asta se întâmplă, dragii mei. Dumnezeul Trinitar din veșnicie, care s-a descoperit de-a lungul timpului, prin tipuri, prin prototipuri, prin simboluri, prin tot felul de evenimente, mai în umbră, mai clar, prin jertfe și așa mai departe, în Matei capitolul 1, clar la lumina zilei. Ca bună ziua, nu mai e niciun dubiu. El se întrupează, vine El însuși la noi, Dumnezeu. Starea noastră era așa de decăzută, dacă ar fi ceva ce ar trebui să învăț din nașterea Domnului Iisus, aceasta este. Starea umanității și a omului era așa de decăzută că numai Dumnezeu însuși a putut să vină să o rezolve. De asta s-a întrupat. De asta s-a întrupat. Și El a trebuit să fie, de ce trebuie să fie Dumnezeu și om? Că asta am vrut să lămuresc. A trebuit să fie Dumnezeu, pentru că un om, să zicem că Dumnezeu ar mai fi creat un om perfect, fără păcat, să o ia de la capăt, și să-l pună pe ăsta să plătească pentru păcatele celorlalți. Nu putea. De ce? Pentru că păcatele noastre sunt fără număr. Sunt fără număr, dragii mei. Un om nu are cum să plătească păcate fără număr. N-are cum. Păcate cu gândul, păcate cu atitudinea, păcate cu fapta, păcate cu vorba. Doamne Dumnezeule, nu le-ar plăti în viață dacă l-ar ține în viață Dumnezeu pe cruce, pe un om perfect. Nu pe un om perfect. Ar trebui să-l țină o veșnicie pe cruce să plătească. N-ar putea să plătească un om. De aceea el trebuia să fie Dumnezeu.
Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, spune Apostolul Pavel. Trebuia să fie Dumnezeu ca jertfa pe care El o aduce să aibă o valoare infinită, să poată acoperi o asemenea tragedie, să poată acoperi asemenea păcate. Și El trebuia să fie om, pentru că numai un om putea să reprezinte oamenii. De aceea natura dumnezeiască și natura umană nu s-au contopit, nu s-au dizolvat una în cealaltă. El trebuia să fie om în continuare 100%. A fost o erezie în primele secole din creștinism care spunea că Domnul Iisus a fost pe cruce și El de fapt făcea scamatorie acolo. El era Dumnezeu. Ce, Dumnezeu sufere? El se făcea acolo, dar El nu suferea. Că El era Dumnezeu. Și Dumnezeu cu puterea Lui dădea putere Domnului Iisus Hristos să nu sufere. Este o erezie. Nu, El a fost om adevărat. De aceea în toate Evangheliile cea mai mare porțiune privește moartea Domnului Iisus Hristos. Cea mai mare porțiune din Evanghelie. De ce? Pentru a arăta că El a suferit în trup cu adevărat. De aceea Ioan spune, dacă vine cineva la voi și spune că Iisus nu a suferit în trup, este anticrist. Nu spune că e eretic. E anticrist. Pentru că dacă El n-a suferit cu adevărat în trupul Lui și făcea numai scamatorii acolo, este ispășirea adevărată de păcate? Păi nu, o scamatorie nu e ispășire de păcate. Dacă El ne-a înșelat pe toți când a stat pe cruce și a înșelat pe toți acolo. Aceasta este miza, dragii mei. El trebuia să fie Dumnezeu, ca jertfa Lui să fie infinită în valoarea Ei, să poată acoperi toate păcatele noastre, și trebuia să fie om, pentru că un om putea să ne reprezinte pe noi. Numai un om. De aceea Evanghelia așa începe. Era fiul lui David, fiul lui Avram. Pentru că aceștia au fost doi capi de legăminte, cărora Dumnezeu le-a făcut promisiuni cu privire la venirea lui Mesia. Aceasta este importanța nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și fie ca noi să beneficiem cu adevărat de ea. Și nu beneficiem de ea decât dacă credem. Dacă ne bazăm totdeauna pe El, dacă ne punem toată încrederea în El. Noi ne bazăm pe un prunc. Noi ne bazăm pe un prunc. Că Domnul Iisus nu mai este prunc. El este la dreapta Tatălui și spune Pavel că mijlocește pentru noi. Mijlocește pentru noi. Dumnezeu să ne ajute să-i dăm onoarea cuvenită și să ne punem toată încrederea totdeauna în El. Amin. Amin.